Observăm că o parte din mass media totuși ne-a tratat cu responsabilitate, cu grijă și a venit la lansarea, așa numită lansare oficială a candidatului la funcția de primar, Oleg Brega, și a listei lui de data asta Oleg Brega. Nu mai vine independent, cum s-a întâmplat astă toamnă la parlamentare, ci vine cu o echipă. De nevoie, dar și de bună voie. De nevoie pentru că n-am putut să adun 10.000 de semnături pe locul ăsta, stând 2 săptămâni, atât cât îmi permite legea. Eu aș fi stat și 2 luni să adun 10.000 cât prevede legea. Dar termenul acordat de către CEC, de către Consiliul Electoral de circumscripție, e prea mic. Și rigorile impuse de Comisia Electorală Centrală prin regulament, de asemenea, sunt draconice și fac aproape imposibilă candidarea unui independent la funcția de primar. Și vedeți, din cei 17 candidați, niciunul n-a putut să vină independent. S-a întâmplat în anii trecuți, dar putem bănui cine a stat în spatele candidatului independent Mihai Godea. Azi vrem să anunțăm că facem o echipă cu Partidul Democrației Acasă, cu oamenii ăștia în haine albe, pentru că se declară politicieni imaculați, cu liderul partidului Vasile Costiuc, altădată coleg al meu în asociația Hyde Park, colegi de baricade, eram reținuți, arestați de către poliție în 2008, am lucrat la televiziune, cameramani amândoi, și eram persecutați de poliție în 2009. Iată, ne reîntâlnim pe baricadele politice, vrem să ne implicăm să facem alt fel de politică, mai responsabilă, mai onestă, mai legată de cetățenii de rând. Ne deosebim prin faptul că nu vom cheltui bani pentru a ne face imagine. Puteți considera acela panoul nostru electoral, orice foaie albă care arată imaculare, înseamnă reclama noastră. Noi nu dăm bani să ne lustruim sau să ne facem imaginea, pentru că nu vrem să mințim alegătorii. Noi considerăm imoral și irresponsabil să cheltui, iată, unii concurenți electorali deja au cheltuit milioane, trebuie să-i întrebe cineva de unde au luat acele milioane, ca să-și facă imagine, când ar fi trebuit faptele să vorbească pentru ei și nu panourile publicitare. Și apropo de panouri publicitare, o să rog pe cineva din echipa mea, avem un jurist aici, Dimitri Salamatin, poate chiar te rog poliția și să verifice ce-i cu panoul ăsta. Uitați-l cum stă în fața trecerii de pietoni, în fața semnului de circulație, iar alături parchează și mașini ilegale, taxiuri ilegale. Pun în pericol viața pietonilor care pot să țâșnească de după această mașină și după acest panou. Și pun în risc șoferii care vin și nu văd acel semn de circulație, deci poate să ducă înainte sau facă chiar stânga. Și asta e ilegal, mi s-au plâns o grămadă de șoferi că au fost amendați pentru acest semn de circulație interzis. Iată, după modelul ăsta vrem să acționăm și în primărie, cerând aplicarea legii, punând poliția, procuratura și structurile primăriei, funcționarii plătiți din banii noștri, punându-i la treabă în fiecare zi. Noi nu venim cu demagogii, cum vin ei, cu promisiuni de șarte, noi venim cu garanția că vom face tot ce ne stă în puteri, ca echipă sau eu individual, dacă numai primar ajung, sau numai consilier municipal, garanția că voi face tot posibilul ca să impun respectarea legii și a drepturilor cetățenilor. Ei, opozanții noștri, vin cu scheme de delapidare de fonduri publice, de furt, de atragerea granturilor ca după aceea să oprească în buzunarele lor. Noi venim cu promisiunea de transparență în activitatea primăriei, cu promisiunea că vom consulta și cetățenii de rând. Poate vom fi primii care vom iniția și vom organiza un referendum local despre amenajarea unui râu sau a unui lac sau a unei străzi sau a unui cartier, despre construcția unui bloc. Vom face referendum și pe nivel de municipiu, dar și pe nivel de localitate din suburbii sau pe sector, pe cartier, ca oamenii să se dea cu părerea, să știe ce se discută și se decide la primărie în numele lor. Sau în Consiliul Municipal, ca să specificăm la care organ anume ne referim. Dar mai ales vom consulta specialiști, experți. Avem o grămadă de acum sângeni, copământeni de ai noștri plecați peste hotare, care sunt în consilii de administrație, sunt chiar primari în orașe, în localități occidentale sau în est. Și oamenii ăștia au deja experiență, ar putea gratuit sau cu remunerare simbolică să ne ajute, să ne dea sfaturi, și noi promitem să păstrăm interacțiunea
și nu să ne ocupăm de ronțăitul banilor publici, liniștit, odată în 4 ani doar ieșind în public și făcând din nou promisiuni. Deci ei se bazează pe reclame, am văzut pe astfel de panouri periculoase care stau în intersecție și pun în pericol pietonii. Am văzut reclame de ale candidatului cu numele primarului, dar care e altfel de chertoacă, este primul în buletinul de vot. Omul ăsta are milioane și vine la primărie pentru salariul acela de 8-7 mii de lei. Cine îl crede că e sincer? Eu am impresia că cei care au fost delegați în afară de chertoacă, niciunul nu are șansă și cam toți au fost delegați doar așa, de mascaradă, de spectacol, pentru că actualul primar pare să fie convenabil tuturor celor de la guvernare. Ați văzut cum s-a întâmplat partajarea de bunuri publice, mai ales de terenuri, la ședința de Consiliu de mai alaltă ieri, când se votau la hurta proiecte de decizii, enunțându-se doar numărul, și nu doar numărul, dar câte 10 proiecte de decizii, câte 15, 20 odată, și votau 18 de la PCRM, 5 de la PLDM, 8 de la PL și vreo câțiva aleși ai poporului neafiliați. La sfârșit de mandat, în ultima lună, în mod irresponsabil, Cancelaria de Stat, Procuratura, CNA-ul și CNI-ul, dacă ar fi responsabil și dacă ar fi cu adevărat independent, ar trebui să investigheze acele câteva sute de decizii și să-i tragă la răspundere, dacă nu colectiv, măcar pe cei care au pregătit proiectele astea de decizii. Noi, dacă venim la Consiliul Municipal, dacă vom avea măcar o fracțiune oricât de mică, vom iniția revizuirea acestor decizii ilegale. Vreau să rog pe colegul meu, Vasile Costiuc, să lase bicicleta și să ne vorbească pe scurt despre lista care conține mare parte membri de partid, Democrația Acasă. Vreo câțiva doar au venit colegi de-ai mei din Asociația Hyde Park, de baricade, de mișcare feministă sau iată candidați care puteau să meargă independent, au colectat semnături destule, dar au decis totuși că e mai bine să adere la o echipă și să susțină un candidat credibil, serios, pe Oleg Brega. Totuși, dacă este simbolul electoral bicicleta, noi am decis astăzi ca să transmitem un mesaj clar, să fie susținut și votat omul cu bicicleta, omul curajos, omul care nu se teme de sistem și luptă cu acest sistem. Acum, ce ține de simbolul pe care l-am ales a ne lansa, kilometru zero. Astăzi vrem să declarăm că va fi o campanie cu zero cheltuieli, cu zero înțelegeri cu structurile mafiote ale acestui stat și acestei primării, cu zero toleranță față de corupția din instituțiile primăriei și a Consiliului Municipal, iar pentru a vă demonstra că suntem mai buni decât cei care sunt acum, decât cei care prevăd sau pretind a ajunge primari și consilieri, vă vom demonstra prin lista pe care am propus-o că sunt oameni care nu sunt directori de întreprinderi, nu sunt oameni din afaceri care ar veni să-și promoveze interesele personale sau de grup, sunt cetățeni tineri activi care nu au fost implicați niciodată în actul de guvernare, care își doresc o capitală europeană, o capitală curată, transparentă. Avem o egalitate echilibrată de gen, avem un domn, o doamnă, exact cum am procedat la parlamentare, avem persoane care reprezintă, sau grupul mai puțin numeros, persoane cu dizabilități, Cornel Baran. Am încercat să transmitem un semnal că în Republica Moldova poate fi făcută și o altfel de politică. Ne bucurăm să vedem în jurul nostru cetățeni tineri activi, care au decis să rămână acasă și să facă ordine la ei acasă, să facă ordine în orașul Chișinău, în orașul Drag. Și asta am vrut să vă transmitem astăzi. Să fiți alături de noi, să ne susțineți în această campanie, chiar dacă nu vom distribui materiale promoționale, fluturași sau hârtii prin tot orașul, nu vom depune în lăzele sau în căsuțele poștale kilograme întregi de hârtii care sunt ineficiente. Vă rugăm să urmăriți spațiul online, acolo ne vom exprima, internetul, pentru că este gratuit și este necenzurat, iar televiziunile lor, care au scopul de a face propagandă și de a ne spăla creierii, puteți să le închideți în această campanie electorală, nu veți vedea nimic bun în el. Asta a fost mesajul meu, nu vreau să întind foarte mult, dacă este cineva din colegii mei care vrea să adauge și ar fi bine din domnișoare, să o facă acum. Ar putea să vorbească în numele doamnelor, domnișoarelor de pe lista noastră sau poate în numele tuturor femeilor active, implicate, care cer egalitate de gen,
eu cred că ar putea să vorbească Victoria Apostol, inițiatoarea mișcării noi active feministe din Moldova, pe care am convins-o să vină pe lista noastră. Mulțumesc! Eu cred că totuși voi vorbi din numele tuturor, pentru că problema egalității de gen este o problemă pe care ne vizează pe noi toți cetățenii, indiferent de sexul nostru biologic, feminin sau masculin. Însă astăzi aș avea, de fapt, două mesaje. Unul ar fi către toți cetățenii și mi-ar plăcea ca cetățenii să se implice cu noi în discuții și mai puțin în aspecte care nu contează. Chiar mă amintesc în perioada alegerilor parlamentare, când îl ajutam pe Oleg Brega, care candida independent să adune semnături, deseori mulți locuitori au orașului Chișinău și din afara Chișinăului treceau pe lângă el și îi spuneau că ai barba mai lungă, că ești îmbrăcat diferit, că numai nu știu ce. Practic se agățau de aspectul fizic și mai puțin de conținut. Mesajul meu ar fi astăzi, dragi locuitori a orașului Chișinău, să vă legați de conținut, să intrați în discuții cu Oleg Brega și echipa sa, ca să vorbiți pe problemele pe care el le abordează, soluțiile pe care le propunem, să discutați cu noi și să găsim împreună ceea ce ne interesează și ne va face viața mult mai bună și să lăsați deoparte aspectul fizic, că avem cravate sau nu avem cravate, că suntem eleganți sau că nu suntem eleganți. Asta contează mai puțin. Al doilea aspect pe care aș dori să-l subliniez eu astăzi este cel de a invita și a chema femeile în special să fie active în această campanie electorală, să fie active ca să-și spună oful, să spună probleme cu care se confruntă în acest oraș, de exemplu cum ar fi cel de lipsa creșilor, numărul foarte redus în grădinițele din orașul Chișinău și din municipiul Chișinău, mașinile care stau pe trotuare și mamele care au copii, pe care poartă în cărucioare, întâlnesc dificultăți ca să meargă în acest oraș, să se plimbe. Este nevoie ca femeile să se implice și să spună ce le deranjează în acest oraș și cum văd ele soluționarea acestor probleme. Așa că fiți active și fiți activi și bărbații și femeile și discutați cu noi despre tot ce e legat de acest oraș și ceea ce doriți să schimbați. Mai vorbește femeie pentru egalitate de gen. Мне очень рады, что можем участвовать в этой предвыборной кампании. Мы приглашаем вас голосовать за партию «Демократия Касы», за нашего кандидата Олега Брега, потому что только мы сможем для вас открыть примарию. Мы понимаем проблемы граждан, рядовых граждан, и мы обещаем, что каждый гражданин, который обратится в примарию, каждый будет выслушан, каждому будет предоставляться возможность высказаться, и для каждого сможем найти решение проблемы. Нас интересуют только наши граждане. Никакие деньги, капиталы, схемы нас не интересуют. Мы хотим работать для кишиневцев, мы хотим открыть для вас примарию, примария для людей. Наш символ велосипед – это символ свободы и здоровья. У нас молодая, здоровая команда, свободная от всего, от коррупции, от схем, от влияния олигархических структур. Мы вас любим, мы вас ждем на выборы. Голосуйте за Олега Брегу и за его команду «Демократия Акаса». Ну, ты презентатор. De ce insistăm pe bicicletă? Pentru că e un mod sănătos de viață, nu o să plătim benzină, nu o să plătim locuri de parcare, nu o să plătim medicamente să ne tratăm și în plus nu ocupăm mult loc în trafic. Cred că ăsta e viitorul unei capitale care se vrea europeană. S-a demonstrat în Occident, s-a demonstrat în Statele Unite Civilizate și în Canada. Cine merge cu bicicleta e mai bun pentru oraș, pentru capitală. Cine vrea cu mașina să iasă în suburbii, să iasă din oraș. Insistăm pe bicicletă și vrem să facem un exemplu propriu ca să încurajăm cetățenii. Un proiect al nostru care ar putea fi scos primul la referendum ar fi să asigurăm transport public, eventual electric, ecologic, gratuit. Și acum troleibuzele, autobuzele sunt subvenționate în proporție de probabil 70-60%, deci primăria ar putea să facă economii neangajând taxatori și taxatoare, ci permițând accesul gratuit în transportul public, deci să mai subvenționeze încă 20-30%, și din acești bani
să mai cumpere troleibuze și autobuze și oamenii să fie încurajați să nu umble cu mașina. Și uitați-l cum acest nesimțit și celălalt nesimțit le parchează oriunde, chiar la trecere de pietoni, punând în pericol viața oamenilor, și să lase transportul privat acasă, în garaj sau la țară, pe un oraș să umble cu bicicleta, pe jos sau cu transportul public. Prioritatea noastră va fi pietonul. Nu mai vrem să investim în carosabil, pe carosabil vedem că se fac ilegalități. Vom îngrădi trotuarele, iată așa, cu piloni din ăștia sau cu soldăței de beton, ca să poată merge oamenii liniștit pe trotuar, să nu fie cursă cu obstacole printre mașini, printre gropi. De asemenea, vom îngrădi și spațiile verzi, tot cu piloni din ăștia, pentru că astfel de nesimțiți își bagă mașinile pe glob, pe gazon, după care acest praf, acest noroi i-a adus în oraș și noi ne mirăm de unde, de ce e murdar orașul. Oricât de mult l-ai curăți, în fiecare zi se aduc tone de noroi pe străzile orașului. Și neapărat vom lupta cu praful de plop. Chiar anul ăsta, poate reușim, vom marca toți plopii care produc puf și în toamnă să fie defrișați în locul lor puși, de exemplu, castani sau platani sau orice alt copac care nu produce acest puf, pentru unii doar deranjant, pentru alții insuportabil. E incredibil că autoritățile locale de atâta timp n-au putut să rezolve o problemă elementară. Nu mai spun de plop, de copaci mari care nu produc puf, dar care produc crengi uscate, periculoase și care deseori cad peste oameni, peste mașini, peste case, peste linii de tensiune. Venim și să luptăm în fiecare zi cu problemele care ne vor apărea. Nu promitem să vă aducem marea cu sarea, să rezolvăm toate problemele, dar promitem ca în fiecare zi, mai ales când o să fie zi de lucru, să fim deschiși pentru comunicare, să reacționăm la problemele oamenilor și să le rezolvăm una câte una. Dimitri, de cât timp ai sunat la poliție? De 20 de minute, sâmbătă, poliția nu vine la semnalarea unei probleme. Șoferii nesimțiți stau, aud că e problemă cu faptul că ei stau aici și nu au nicio reacție. Eu zic să mergem acum cu toții la ei și să-i determinăm cu proteste, cu fluire, cu huiduieli, să plece de aici pentru că e ilegal. Haideți, vă rog, să facem presiuni stradale, civice și să învățăm pe cetățeni să procedeze ca noi. Bravo, domnule, îți scoți semnul că e taxi ilegal și pleci de aici pentru că faci chestii ilegale. Dumneata, ai și dosar penal pentru că m-ai atacat atunci când colectam semnături. Așa, și în plus să pleacă, să prăboare oamenii pe zebră. Fără intervenția poliției, niciun primar, niciun majoritate în Consiliul Municipal nu va rezolva această problemă. E absolut necesar ca măcar în fiecare luni și joi de la primărie să se spună că poliția nu vrea să facă ordine măcar în jurul Ministerului de Interne, unde sunt comercianți stradali cu duiumul, se vinde și lapte, și brânză, și ouă din stradă, și produse industriale. Sau iată, la kilometru zero în fața primăriei, stau panouri publicitare ilegale, stau mașini de taxi care practică evaziune fiscală și pun în pericol fața nu doar a călătorilor pe care îi duc, ci și a pietonilor peste care riscă să dea. Am demonstrat că suntem implicați și ne pasă, cunoaștem problemele Chișinăului, eu am stat și mai stau la gazdă, eu merg pe jos printre oameni cu bicicleta, eu comunic cu oamenii și știu care le sunt problemele, eu nu umblu cu limuzina, poate că prima inițiativă a mea când ajung primar o să fie să vindem cele două mașini scumpe ale primăriei la orice preț, dar cât mai repede, cu atât mai mare va fi prețul și să amenajăm o parcare, poate 20 de biciclete pentru angajații primăriei ca să meargă în deplasări, să vadă, să inspecteze. Se pare că a venit polițistul din sector. Da? Vorbiți, vă rog, cu Dimitri, o să vă explice care e problema. 25 de minute i-a luat polițistul din sector să vină la fața locului. Proprietar ieri și mi-au spus că autorizația lor a expirat în aprilie, dar în luna mai ei au depus cereri la pretura centru să le mai prelungească autorizația. Și atunci de ce afișează publicitate? Și în primul rând, cine le-a dat lor autorizație să pună aici în fața semnului de circulație? La noi în fața trecerii grozav. De pietoni? Vă rog să vă notați plângerea mea așa lui Dimitri și să ne dați răspuns în scris dacă e legal sau nu. Dar vrem să predăm cu procesul verbal, să predăm la poliție. Păi nu pretura trebuie să examineze, pretura l-au autorizat, poliția trebuie să examineze. Chiar proprietarul poate să o demoleze, eu l-am avertizat să vină cu actele, că altfel o demolem noi. Anunțați proprietarul, noi așteptăm.
Ei, vrei să o demolăm? Nu cred, Dimitri. Lasă mine să-și ia bunurile. Poate o pune într-un loc autorizat. Poate e bună reclama. Mai ales că are curent electric acolo. Nu știi dacă ia curent electric controlizat sau e din banii noștri. Самое главное, он их заграждает знак, дорожный знак. Ой, да, да. Самое главное, что люди здесь едут и ничего не, не могут увидеть. Нормально. Скрим акум. Нормально. Вот так надо подписывать эти разрешения. Fața trecerii de pietoni, de lângă panou ies oamenii pe trecere de pietoni. O surpriză pentru șofer. Nu întâmplător acolo au loc o grămadă de accidente rutiere. Câte victime o să produc astfel de panouri ca primăria, ca poliția să intervină? Și interesant, câți bani a încasat primăria din panoul ăsta? Cine a semnat? Da, Alegre! Și echipa lui! Da. Sau echipa noastră! A noastră, da! Echipa noastră! Mulțumesc tuturor pentru participare la lansare. Acum vreau să mă ocup de petiții. Și mașina parcată la un pas de intersecție. Nu m-au frică de lege. Și ăsta e taxi oficial, uite, are semne galbene. Dar nici taxi oficial nu știe legele. E locul plătit aici. Da, probabil. Nu vedem trei numere, pe ta, pacient, ca care să trebuie. Ești candidat de Ce?